Salutăm din nou la o emisiune Vocea Credinței. Așa cum am obișnuit și în dățile trecute, ne uităm la eroii credinței care au fost folosiți de Dumnezeu. Unii dintre ei ne-au lăsat ca și moștenire o viață extraordinară. L-am văzut pe George Müller, un om al credinței. Ne-am uitat la alții care au avut experiențe deosebite cu Dumnezeu, alții însă au fost folosiți de Dumnezeu să ne dea mai departe ceva din înțelegerea lor, ceva din felul în care ei l-au cunoscut pe Dumnezeu și ne-au lăsat înscris asta. Printre acești autori este și C.S. Lewis. Am avut deja câteva întâlniri, câteva emisiuni despre el ne-am uitat la convertirea lui, o convertire extraordinară, un profesor la Oxford, un profesor care a trecut, a ajuns să fie un agnostic, el spunea nu-l putem cunoaște pe Dumnezeu, dar care, într-un final, a ajuns să se întoarcă înspre Dumnezeu și în... Convertirea lui este ceva extraordinar. El ajunge să spună, eram mai rău decât fiul risipitor care își dorea să se întoarcă acasă și să fie primit de tata. Mă întorceam înspre Dumnezeu, dar în același timp era ceva în mine care uh, îmi spunea că trebuie să fug de el. Mi-aș fi dorit să nu existe Dumnezeu și cu toate acestea evidențele pe care Dumnezeu le trimitea înspre mine confirmau existența lui. Ne-am uitat că C.S. Lewis, în contextul în care a trăit, a ajuns să probeze și să dovedească existența lui Dumnezeu utilizând uh, diverse argumente, raționamente, care într-un mod uh, foarte clar dovedesc că există un Dumnezeu. Ne-am uitat la argumentul moral, legea morală la care C.S. lui face referire și prin care probează existența lui Dumnezeu. Apoi ne-am mai uitat la încă o carte foarte utilă pe care ne-a lăsat-o C.S. Lewis, scrisorile lui Zgândărilă. În această carte el încearcă să demaște, să descopere pentru noi modul în care cel rău ne ispitește și încearcă să ne îndepărteze de la Dumnezeu, dinspre Lumină, spunea el, înspre nimic. Astăzi aș vrea să ne uităm la un nou subiect pe care C.S. Luis ni l-a lăsat și este un subiect foarte adesea discutat și uh, greșit înțeles de către foarte mulți, este vorba despre subiectul durerii. Și întrebarea la care a, foarte mulți încearcă să răspundă și C.S. Lewis a dat niște răspunsuri în scrierile sale este legată de paradoxul acesta, într-un fel, a, conflictul între un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu bun și prezența răului sau prezența durerii în lume. Cum este posibil să existe un Dumnezeu atotputernic și un Dumnezeu bun și în același timp să existe răul și să existe suferința. Și aceasta este o întrebare clasică, o întrebare pe care foarte mulți dintre cei care nu cred în Dumnezeu o ridică, dar este și o întrebare pe care ne-o ridicăm noi atunci când trecem prin suferință. Și e foarte important să vedem cum ar trebui să înțelegem suferința. Care sunt termenii în care trebuie uh, înțeleasă suferința și C.S. Lui ne ajută la lucrul acesta. Aș vrea pentru început să vă prezint câteva aspecte generale și apoi să intrăm în uh, ideile pe care C.S. Lui ni le-a lăsat. În primul rând, atunci când discutăm despre suferință, despre prezența durerii în lumea noastră, de, de foarte multe ori creștinii sunt acuzați că nu au răspunsuri pentru prezența durerii. Ori Dumnezeu nu este atât puternic și atunci nu poate stopa răul și durerea, ori Dumnezeu, spun ceilalți, nu este bun și de aceea există durerea, dar nu pot fi adevărate cele două lucruri în același timp. Adică și un Dumnezeu atât puternic și bun și prezența durerii și a suferinței în lume. Aș vrea însă să înțelegem că atunci când vorbim despre prezența răului și a durerii, creștinismul are cele mai pertinente răspunsuri. Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu are cele mai solide răspunsuri la problema durerii. Înainte să ne uităm la ce spune C.S. Lewis, aș vrea doar câteva momente să ne uităm la curentele celelalte. Aș vrea unul dintre... Cunoscuții învățați uh, care nu cred în Dumnezeu este Richard Dawkins. El este un profesor de la Oxford și vrea în una dintre cărțile sale prezenta opinia lui ca și necredincios despre durere. Trebuie să vă gândiți că un om care nu crede în Dumnezeu. Nu crede într-un într creator, în cineva care a creat lumea în felul în care noi o vedem astăzi, trebuie să dea un răspuns la existența răului. De ce există rău în lume? De ce există boală? De ce există suferință? De ce oamenii uh, uh, au, fac războaie, se ucid, se urăsc unii pe ceilalți? Ascultați care este răspunsul care vine dintr-o perspectivă a unui ateu. Într-un univers al electronilor și al genelor egoiste, forțe fizice oarbe și replici genetice, unii dintre oameni sunt răniți, alții sunt norocoși. Deci în această lume a forțelor fizice oarbe, a genelor egoiste, spune Dawkins, unii dintre oameni sunt răniți, alții sunt norocoși. Dar nu vei găsi nicio rimă, nicio orațiune în ceea ce se întâmplă, niciun fel de dreptate sau de justiție. Îi normal ca într-o lume a forțelor oarbe să nu găsești justiție. Cu alte cuvinte, nu poți să te plângi de nedreptate pentru că tu trăiești într-o lume a forțelor oarbe, a șansei, a electronilor, a genelor egoiste. Din, cu alte cuvinte, ce spune omul acesta, universul pe care noi îl observăm are în mod, în mod precis, precis proprietățile pe care le putem aștepta de la un astfel de univers. Dacă nu există Dumnezeu, dacă nu avem pe cineva care să stabilească ce este binele și ce este răul, atunci ce se întâmplă în jurul nostru, războaiele, ura, tot ce vedem în jurul nostru, este normal să acționeze în felul acesta. Nu are nicio, nicio formă, nicio armonie controlată universul nostru, nu are niciun scop, nici rău. Nici bine, nimic ce se întâmplă în jurul nostru, singurul lucru care caracterizează acest univers este indiferența. Nu putem vorbi despre bine, despre rău, despre ură, despre război. Toate, toate sunt practic niște mecanisme care au loc fără să fie controlate într-un fel sau în altul de o ființă supremă care uh, se uită la ce se întâmplă în jurul nostru și uh, controlează lucrurile. Aceasta este perspectiva unui ateu. Un ateu nu are explicație sau nu consideră că putem vorbi de bine sau de rău. Dacă, întreb, dacă, dacă întrebi un ateu care nu crede în Dumnezeu de ce există suferință, el spune asta, a, a, așa, șansa a decis să ne creeze în felul acesta. Răul, războiul, ura, toate sentimentele pe care noi le avem sunt un produs al șansei. Aceasta este prima dintre perspective și așa răspunde un ateu a problemei suferinței. Apoi există perspectiva budistă. Perspectiva budistă este diferită și aici ni uh, se spune că răul practic este iluzoriu. Uh, consideră că distințiile dintre bine și rău pe care noi le facem nu sunt decât distinții la nivelul minții noastre. Pentru că, în realitate, scopul nostru este să ajungem să ne unim cu acel Unu Universal, cu acea forță universală. Însă ce vedem în jurul nostru, noțiunile de bine și de rău sunt doar la nivelul minții, sunt doar chestiuni iluzorii și atunci când noi reușim să ne stăpânim mintea, să ne controlăm mintea, toate acestea pot să dispară. Este o anecdotă interesantă în care un guru își instruia undeva în sălbăticie ucenicii săi că totul este o iluzie. În timp ce el discuta cu acești discipoli ai săi despre faptul că totul este iluzoriu, înspre ei a venit o turmă de elefanți uh, care erau hotărâți și deranjați de prezența lor acolo. În momentul în care au văzut elefanții toți ucenicii, inclusiv discipolul, uh, inclusiv uh, profesorul au luat-o la fugă din calea elefanților. Mai târziu s-au adunat din nou, s-au întâlnit undeva în oraș și unul dintre studenți l-a întrebat pe profesor, nu vă supărați, spuneați că totul este o iluzie, elefanții care veneau înspre noi erau practic o iluzie, de ce ați fugit din calea lor? La care acel guru, acel profesor i-a răspuns, totul este o iluzie. Elefanții... Au fost o iluzie, inclusiv fuga noastră a fost o iluzie. Dar încă o dată ce încearcă budismul să răspundă este că noi avem senzația, iluzia binelui și răului. Până la urmă ele se contopesc și trebuie înțelese ca și o iluzie a minții și noi trebuie să urmărim unirea, contopirea cu acea ființă supremă, cu Dumnezeul suprem. Islamul, pe de altă parte, consideră că nu există voință bună și voință rea, ci este o singură voință, voința lui Allah. Și voința aceasta contopește și binele și răul și ceea ce voiește Allah, aceea se întâmplă. Dacă Allah vrea să trec printr-o suferință, trec printr-o suferință, dacă, cu alte cuvinte, răspunsul lor este unul uh, al al destinului implacabil. Acesta mi este destinul, pe aici trebuie să trec, nu trebuie să cauți răspunsul pentru bine și pentru rău, asta este soarta pe care trebuie să o duc. Pe fondul acesta apare însă creștinismul și creștinismul și uh, Biblia au răspunsuri mult mai complexe, la, uh, mult mai solide la problema suferinței. Aș vrea să, vă, să ne uităm la un exemplu din Biblie, doar unul dintre ele o să dau și după aceea o să ne uităm la uh, ce spune C.S. Lewis despre durere. Este uh, cazul lui Iosif care a fost vândut de frații săi, a ajuns să fie rob în Egipt, a ajuns să stea în închisoare ani de zile. După aceea Dumnezeu intervine, este eliberat, ajunge uh, mare conducător în Egipt, se reîntâlnește cu frații săi. În întâlnirea aceasta dintre Iosif și frații săi are loc dialogul acela în care Iosif face o afirmație extraordinară. Negreșit, voi ați vrut să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul acesta în bine. Ce principiu putem extrage de aici este că noi credem într-un Dumnezeu suveran. Și Dumnezeul acesta suveran, chiar dacă tolerează răul și suferința, el o face cu un anume scop, însă Dumnezeu este în controlul suferinței. Noi nu trăim într-un univers în care într-un mod mecanic se întâmplă toate lucrurile, ci avem un Dumnezeu suveran care veghează deasupra. Răul este real, nu este doar o iluzie, cum spune budismul. În același timp, răul are niște cauze. Noi nu trăim o soartă implacabilă despre care uh, vorbesc uh, uh, ceilalți care cred în Allah. Noi credem că răul își are niște rădăcini, și rădăcinile acestea vin din păcatul pe care ființa umană a ales să-l producă. Suntem sub un blestem. Însă blestemul acesta și existența răului este controlată de Dumnezeu. Sunt controlate de Dumnezeu. Acum aș vrea să reținem ceea ce spune CS-Lui. CS-Lui vine și spune, noi când spunem că Dumnezeu este atotputernic, trebuie să înțelegem ce înseamnă atotputernic. Dumnezeu nu intră niciodată, a tot puternicia lui Dumnezeu nu trebuie înțeleasă în mod greșit Dumnezeu nu intră niciodată în conflict cu sine De exemplu, Biblia ne spune că acest Dumnezeu a tot uh, sunt lucruri pe care nu le poate face De exemplu, Dumnezeu nu poate să mintă Dacă Dumnezeu ar putea să mintă, practic s-ar -ar compromite tot ceea ce spune Scriptura Nu ne-am putea încrede în El cu alte cuvinte, atunci când vorbim despre Dumnezeu atotputernic, Dumnezeul acesta nu intră în conflict cu sine. Sunt tot felul de întrebări stupide pe care oamenii le pun. Dacă Dumnezeu poate să facă un bolovan atât de mare pe care să nu-l poată ridica sau o groapă atât de adâncă din care să nu poată ieși. Acestea sunt niște paradoxuri pe care oamenii încearcă să le pună în dreptul lui Dumnezeu și să vadă dacă se poate răspunde. Nu, Dumnezeul nostru nu este atotputernic, în sensul de a face lucruri care intră în conflict cu sine. De aceea, Dumnezeu, de exemplu, ne-a creat și Dumnezeu ne-a creat liberi și ne-a lăsat opțiunea aceasta să alegem între bine și rău. Și în momentul în care noi am ales răul, Dumnezeu a lăsat să curgă lucrurile în direcția respectivă, din pricina păcatului ales de către noi. Dumnezeu a trebuit să blesteme pământul. Blestemul respectiv și prezența păcatului în lume are consecințe și uh, când ne uităm la toate acestea, înțelegem că, de fapt, Dumnezeu este atotputernic, dar Dumnezeu nu-și poate nega niște principii, niște trăsături ale sale uh, ca Dumnezeu. Apoi, uh, Dumnezeu... S Sunt mai multe argumente pe care CS Lewis le aduce aici despre acest Dumnezeu a tot puternic și care, Dumnezeu care este bun în același timp. Unul dintre ele este că Dumnezeu este bun, dar în același timp, felul în care înțelegem bunătatea lui Dumnezeu poate fi pervertită, pervertit. Oamenii care încearcă să arunce în cârca lui Dumnezeu această. Existența răului în totalitate. Uh, și cum adică un Dumnezeu bun poate să lase să existe răul. Oamenii aceștia înțeleg degenerat sau greșit uh, dragostea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu. Uh, Dumnezeu și ilustrează dragostea în textele biblice prin câteva metafore. Unul dintre una dintre ele este. Uh, cea a lutului și a olarului, Dumnezeu ne formează și uneori Dumnezeu trebuie să ne formeze inclusiv prin suferință. Cu alte cuvinte, prezența suferinței în lumea noastră este una reală, dar Dumnezeu o folosește așa cum uh, olarul își formează lutul, uh, uh, așa folosește Dumnezeu suferința pentru formarea noastră. Apoi, Dumnezeu ne protejează ca și pe oile sale, este o altă analogie. Apoi o altă analogie este iubirea tatălui pentru copilul său sau a patra analogie este iubirea bărbatului față de soția lui. Iubirea, spune C.S. Lewis, poate trece cu vederea orice cusur și poate iubi în ciuda defectelor pe care le are cineva dar nu poate renunța la să dorească îndreptarea lor. Când Dumnezeu iubește, Dumnezeu ne iubește în ciuda slăbiciunilor pe care le avem, însă Dumnezeu nu poate renunța la a îndrepta aceste slăbiciuni în noi. Un părinte care își iubește cu adevărat copilul, dacă îl iubește, nu îl va lăsa să facă tot ce dorește acesta. Pentru că știe că anumite lucruri sunt nocive pentru el, sunt distrugătoare. Și atunci trebuie să intervină, uneori printr-o pedeapsă în viața copilului pentru a-l îndrepta. Aș vrea să ne uităm în, în final felul în care CS lui spune că acționează durerea în viața noastră. În primul rând, durerea risipește iluzia că totul este în regulă în noi. Este primul aspect și foarte important pe care doresc să-l rețineți. Durerea risipește Uh, iluzia că totul este în regulă. În momentul în care ne îmbolnăvim, în momentul în care ne dezbrăcăm într-un fel de forța noastră fizică, de tăria, de puterea fizică pe care o avem, ajungem să ne reperăm în viața noastră slăbiciunile. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ajunge să ne apropie de El prin durere și uh, indicându-ne în viața noastră care sunt acele lucruri care, de care trebuie să ne curățăm. Uh, în al doilea rând, durerea și suferința, spune siez Luis, ne dezbracă de iluzia că lucrurile din jurul nostru sunt ale noastre. Majoritatea oamenilor care se îmbolnăvesc și sunt loviți de suferință ajung să se distanțeze de lucrurile de care de altfel sunt foarte legați. Ajung să le atribuie acest, acestora adevărata lor valoare. Ajung să înțeleagă că nu aparțin lumii acesteia. Durerea contribuie și poate că unii dintre dumneavoastră sunteți în suferință în momentele acestea. Aș vrea să înțelegeți durerea aceasta ca și un mod în care Dumnezeu operează în dumneavoastră ca să vă corectați de anumite lucruri sau ca și un mod în care Dumnezeu dorește să vă dezlipiți de anumite lucruri. Iar în al treilea rând, durerea operează în, în viața noastră, indicând că noi putem să facem alegeri greșite, spune C S. Luis. O bună parte dintre suferințele pe care noi le avem sunt generate de alegerile greșite pe care noi le-am făcut alegeri în căsătorie, alegeri la locurile de muncă, alegerea unui stil de viață, alegerea unui stil de viață păcătos, care are efecte asupra vieții noastre. De aceea, durerea în sine este folosită de Dumnezeu ca și un instrument pentru sfințire. Nu putem, într-o astfel de emisiune, dar nu putem în general să epuizăm această temă a suferinței însă atunci când un creștin adevărat se uită la tema suferinței, ajunge să înțeleagă că este ceva profund în ea. Pentru că într-un final ne uităm la faptul că Isus Hristos a suferit. Dumnezeu s-a dezbrăcat de slava lui din ceruri. Domnul nostru Isus s-a dezbrăcat de slava lui din ceruri, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea nouă, a suferit și vedem că în această suferință Dumnezeu se coboară la noi, se apropie de noi și suferința este folosită inclusiv de Dumnezeu în viața lui Isus Hristos. Aș vrea să înțelegem că suferința este un instrument puternic în mâna lui Dumnezeu. Nu este plăcută. Nu este de dorit, însă atunci când vine suferința în viețile noastre, aș vrea să o convertim spre gloria lui Dumnezeu, să vedem care sunt lucrurile de care trebuie să ne curățim, să vedem care sunt lucrurile de care trebuie să ne dezlipim și să ne reevaluăm alegerile greșite pe care probabil le-am făcut. John Piper are o carte care spune cu titlul Nu-ți risipi cancerul uneori putem să trecem prin durere, să ne întoarcem cu fața înspre Dumnezeu, să începem să ne certăm cu Dumnezeu și să risipim un dar al durerii pe care Dumnezeu l-a îngăduit în noi. Nu-i ușor să treci prin suferință. Am stat lângă oameni bolnavi, am stat lângă oameni care și-au pierdut copiii tineri de 21 de ani, dar într-un final suferințele acelea i-au ajutat pe oamenii respectivi să se desprindă de idolii lor, de lucrurile care le ocupau inima și luaseră locul lui Dumnezeu în viața lor și să se curățească și să se dedice mai mult lui Dumnezeu. Dacă ești în suferință în momentele acestea, Dumnezeu să-ți dea putere, Dumnezeu să te întărească și Dumnezeu să te ajute să convertești suferința ta spre gloria lui Dumnezeu. El să-ți dea putere la asta. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți ascultătorii, să fie cu dumneavoastră și să umblați prin credință și uh, să fiți niște voci ale credinței pentru Dumnezeu nostru cel viu. El să fie cu dumneavoastră.